Sindicaliștii Solidarității Sanitare din România au pichetat astăzi din nou unitățile sanitare din țară și membrii sindicaliști din Maramureș s-au solidarizat cu colegii lor din țară, dar într-un număr foarte mic. Refuzul guvernului de a negocia prin nerezolvarea revendicărilor ce privesc interesele tuturor categoriilor de angajați din sectorul de sănătate i-a determinat pe aceștia să protesteze. Nici guvernul anterior, nici cel actual nu au luat în considerare doleanțele sindicaliștilor. Este începutul unui șir de acțiuni care se va finaliza, noi nu am vrea, cu o grevă generală undeva pe 27 iunie. Săptămâna viitoare, un meeting în fața Palatului Victoriei. Față de alte sindicate din cadrul sanitar, Federația Solidaritatea Sanitară nu cade la înțelegeri de noapte și nu face trocuri politice. Vom dori să parcurgem toate acele 10 puncte din revendicări, pentru că sunt puncte care până la urmă se finalizează asupra pacientului din România. Câteva dintre revendicările sindicaliștilor din sănătate vizează legea salarizării unitare din sectorul bugetar, care a fost negociată cu Ministerul Sănătății într-o formă, iar la Ministerul Muncii au apărut unele modificări. Alta ar fi semnarea contractului colectiv de muncă la nivel sanitar. Munca pe timpul nopții a fost negociată. Un număr de aproximativ 1350 de medici de gardă, din totalul de 11500 existenți, și-au declarat intenția de a demisiona. Aproape 6500 de angajați care lucrează în zilele nelucrătoare și-au anunțat refuzul de a mai presta munca la sfârșitul de săptămână. O altă revendicare privește drepturile salariale restante care trebuie acordate la nivelul salariilor de bază ale tuturor angajaților din sănătate. Și aici mă refer inclusiv la medicii care efectuează gărzi. Guvernul să facă un dialog social real, nu preferențial, așa cum la ora actuală îl practică. Suntem două federații reprezentative în sistemul sanitar. Guvernul a preferat să ne ignore pe cei care venim cu revendicări. Acest protest va fi urmat de un meeting organizat în data de 12 iulie. În funcție de numărul de angajați care vor semna și de situația juridică a conflictului colectiv de muncă, se va declanșa și greva generală în sectorul public de sănătate.